rămânem în Parlamentul României, ne mutăm la Camera Deputaților și rog să pregătească intervenția domnul Sebastian Burduja, vicepreședinte al Comisiei de Buget, Finanțe și Bănci din Camera Deputaților. Bună ziua, sper că ne auzim și vă mulțumesc. Da, ne auzim, da. Ne auzim foarte bine. Mai ales că este vorba despre bani, de finanțe, teme foarte importante pentru timpul pe care îl petrecem cu noi toți. Așa este, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia de a vă împărtăși câteva gânduri și vă felicit pentru organizarea unei asemenea dezbateri care într-adevăr excede cadrul politic și o să mă refer și la asta în câteva minute. Tema rezonează foarte bine cu mine. Acum un an, pe vremea asta, lansam o carte, cartea Planul pentru România, în care mi-am propus să răspund exact la întrebarea aceasta. Cum ar trebui să arate lumea post-pandemică și cum ar trebui să arate România în lumea post-pandemică? Și vorbeam de mai mulți piloni pe care un nou model economic românesc ar trebui să se sprijine, printre care o Românie care se axează pe inovare și cercetare, pentru că altfel nu avem cum să creștem productivitatea muncii și deci să avem o creștere economică pe termen lung. O Românie conectată prin infrastructură, o Românie verde, pentru că nu putem face rabat de la acest trend european și global. Și în ultimul rând, și aici vreau să ajung, o Românie sigură, o Românie rezistentă la șocuri, exact despre ceea ce vorbim. Am spus atunci și în cartea mea că nu e vorba de un simplu protecționism economic, ci de o jucare inteligentă a cărților pe care România le are ca membru al Uniunii Europene, ca membru al NATO, într-o regiune complicată în care România a rămas totuși o țară ancorată în democrație, în stat de drept, spreosebire de alte țări din regiune care au probleme, plus într-un context de decuplare față de China, în care întreaga Europa, iată, caută soluții prin care să producă lucrurile de care are nevoie pe piața europeană unică în spațiul european. Iar România are aici o serie de avantaje de care ar trebui să profite și voi reveni spre asta în finalul intervenției. Despre PNRR, cred sincer că e cea mai mare șansă pe care România o are într-o generație, deci nu ne vom mai întâlni cu o asemenea oportunitate pentru dezvoltarea economică a țării. Asta înseamnă, pe de-o parte, fondurile 30 de miliarde, dar mai important decât atât, vorbim despre reformele pe care România și le-a asumat. Reforme dureroase, reforme care nu au culoare politică și n-ar trebui să aibă culoare politică. Reforme prin care, deși au fost îndelung amânate, iată, ne propunem modernizarea statului român. Deci apelul meu către ceilalți colegi de arenă publică este să scoată politica, sigur, din apărarea națională, ce spunea și doamna Pauliuc mai devreme, dar sigur și din cealaltă două teme marcante ale acestui moment, pandemia și PNRR-ul. În fine, o temă pe care am lansat-o săptămâna trecută și are legătură cu avantajele pe care România le prezintă Europei și lumii ca economie, ca piață, privește modalitatea în care România atrage investiții și respectiv sprijină antreprenorii români să iasă cu afaceri, cu produse, cu servicii în afara pieței românești. România a avut un număr de ani de zile un departament sau o agenție care se numește Invest Romania. I-a ajuns la stadiu de direcție, cred că trebuia să fie chiar compartiment sau birou în Ministerul Economiei, iar acolo lucrurile nu se întâmplă. Am făcut o comparație simplă între modelul românesc, în care investitorii care vin, dacă se hotărăsc să investească aici, este grație actorilor locali mai degrabă și în ciuda lipsei de infrastructură de sprijin de la nivel național, și vorbim de infrastructură de date, de infrastructură procedurală birocratică, de infrastructură juridică, de infrastructură de conectare a potențialului investitor cu piața forței de muncă și cu alți furnizori pe orizontală. Deci, asemenea
o asemenea abordare ad hoc nu are cum să dea rezultate. Și lucrez la un proiect legislativ și mă apropii de final, dar e important să punem și această temă pe agenda publică. Cum ar trebui să arate o agenție adevărată a României pentru promovarea investițiilor? În ambele sensuri, și pentru promovarea investițiilor străine în România, pentru că, repet, fără o capacitate endogenă, internă, de inovare, nu avem cum să creștem economia românească pe termen lung. Deci nu avem de unde să apară peste noapte și trebuie să apelăm la investiții străine în domenii strategice. Și în același timp, cum sprijinim investitorii români să iasă pe alte piețe. Am trasat liniile generale ale unei asemenea agenții, repet, pe modelul celor mai bune practici din Europa. Și avem de la Estonia până la Irlanda, Polonia și așa mai departe, Ungaria, agenții extrem de performante pentru promovarea investițiilor. Și sper că în cooperare cu toți actorii relevanți din piață să definim un cadru instituțional corect pe care să-l reglementăm prin lege și care să fie departe de incertitudinile și influențele politice ale zilei. Sunt convins că vom reuși în momentul în care vom avea înțelepciunea să continuăm, să avem continuitate în plan politic pe obiectivele strategice ale României, când vom avea înțelepciunea de a investi în capacitatea instituțională a României, pentru că discutând despre PNRR, când ai deadline-uri atât de stricte și te bazezi pe același aparat administrativ care a gâfuit în absorpția de fonduri europene, riști să ai mari probleme în practică și, bineînțeles, pe un sprijin la nivelul cetățenilor, pentru că, mai ales când vorbim de reforme dificile, reforme dureroase, reforme îndelung amânate, dacă cetățenii români nu le vor înțelege și nu și le vor asuma, atunci nici continuitatea politică nu va putea să existe. Încă o dată vă mulțumesc și vă felicit pentru temele pe care le abordați. Domnule vicepreședinte, și eu vă mulțumesc pentru ideile transmise și, într-adevăr, fără existența unui mecanism instituțional pentru promovarea intereselor României, atât în spațiu european, cât și în spațiu global, este foarte greu de asigura sustenabilitate. Iar în al doilea rând, ideea dezvoltării capacității de atragerea fondurilor structurale depinde foarte mult de dezvoltarea și întărirea funcției publice. Fără o funcție publică care să fie specializată pe această zonă, la nivelul administrației publice, centrale și locale, va fi foarte greu să avem un grad mare de absorție. Și, într-adevăr, cele două idei sunt cruciale pentru a asigura sustenabilitatea dezvoltării României prin folosirea fondurilor europene în perioada următoare. Încă o dată mulțumesc mult pentru gândurile bune, pentru ideile transmise în lucrarea dumneavoastră și în cadrul conferinței de astăzi și succes în conturarea acestui liant la nivelul oamenilor politici, indiferent de culoare politică, pentru că avem nevoie de așa ceva. Încă o dată, succes în tot ceea ce vă propuneți.